Sergiu Fântână a fost suspendat din funcția de președinte al raionului Făleș după ce astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Raional, 19 consilieri au votat pentru suspendarea din funcție a actualului președinte. Astfel, Consiliul Raional Făleș a decis suspendarea alesului raional pe perioada închetării dosarului pe numele lui Fântână. Sergiu Fântână a fost prins de un echipaj de poliție din Bălți pe data de 19 martie, băut la volan. Conform rezultatelor aparatului Drager, în aerul expirat al alesului local s-a înregistrat o concentrație de alcool de 0,36 de miligrame per litru. Fântâna nu este la prima abatere de acest gen, fiind depistat băut la volan și în decembrie anul trecut.